Neața, bun venit la Pixelul Albastru, o nouă ediție astăzi. După cum v-am obișnuit și după cum v-am promis, venim cu presa pășcăneană. Câte ceva din presa din Republica Moldova. V-am spus că pe parcursul săptămânii acestea vom dezbate câteva subiecte și de la frații noștri de peste Prut, pentru că tot am avut ocazia și am ajuns acolo. Avem multe surprize pentru dumneavoastră. Cei ce ați urmărit aseară TVBIT, ați văzut că am adus o parte din reportajul de la Ialoveni și mai urmează să mai aducem pentru dumneavoastră încă două sau măcar două reportaje din ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Nu vă spunem mai multe, o să vă lăsăm să vă uitați și să descoperiți. Eu îmi cer scuze pentru că se pare că am reușit să mă iau la bătaie cu o răceală și, câte se observă foarte clar, răceala câștigă în continuare, ca în general pierd lupta cu răceala până nu iau pastile, nu sunt ok. Dar în fine, astea sunt cu totul și cu totul alte probleme. Avem pregătite o serie de știri și aș începe cu faptul că la Spitalul Municipal Pașcani avem medic endocrinolog. E un lucru bun, e un lucru necesar pentru populația Pașcanului, mă rog, și pentru populația din zona Pașcanului, pentru că e necesar un astfel de medic, un astfel de cabinet în municipiul Pașcani, la spitalul nostru municipal, pentru ca pașcănenii să nu se mai deplaseze la Iași, pentru că le spunea iar doctorul Diana Xinte, ne explica faptul că în zona Pașcanului sunt foarte multe cazuri de oameni ce suferă probleme endocrine. Și practic se văd primele schimbări după schimbarea spitalului municipal în spital de urgență. Iată, avem primul doctor venit. Este vorba despre doctor Alina Lupu din Iași, care a venit sau vine în Pașcani de 2 ori pe săptămână, iar în funcție de adresabilitate, vizitele acesteia pot crește. Mă rog, asta rămâne de văzut cât de mare va fi cererea. E ca la supermarket, dacă să glumim așa, dacă se cere produsul respectiv, atunci va fi adus un număr mai mare. Conducerea spitalului mai face demersuri pentru a dota laboratorul din acest cabinet și precizăm că îl găsiți cabinetul de endocrinologie în spital, la partierul ambulatorului de specialitate, lângă cabinetul de medicină internă. Ok, bun, am lămurit-o și asta cu medicul endocrinolog la Pașcani. Primăria Pașcani va face o inventariere a lucrărilor de la Blăgești. Poate o să vă întrebați de ce. Este simplu, au fost dați în judecată de către firma ce a construit bariera acolo faptul că nu și-a încasat toți banii și vor să demonstreze cei de la primărie că nu stau treburile deloc așa, ci mai degrabă că au executat o lucrare și că nu mai au de luat niciun ban, dacă e să ne uităm la calitatea lucrărilor și cantitatea lucrărilor de acolo. Spune administratorul public al Pașcanului că se vor verifica situațiile de lucrări care au fost prezentate, precum și indicatorii tehnico-economici care au fost aprobați de către Consiliul Local. Lucrarea a fost anunțată pe site-ul primăriei, termenul limită fiind deja de 31 octombrie și există o firmă din Iași ce este interesată să facă acest lucru. Valoarea serviciilor este de 7.000 de RON plus TVA. Prin acest control, conducerea orașului dorește să demonstreze că valoarea lucrării efectuate, după cum vă spuneam, este mult mai mare decât valoarea reală din teren. Societatea care efectua lucrările la barieră a dat în judecată primăria și spune că mai are de recuperat suma de 4 miliarde și 500 de mii de lei în bani vechi. Da. Bun. Nu mergem foarte departe de municipiul Pașcani, ajungem la Tătăruș, unde a fost predat amplasamentul pentru modernizarea a 9 km de drumuri comunale. În după-amiaza zilei de ieri, la primăria Tătăruș a avut loc predarea amplasamentului pentru asfaltarea unor drumuri din comuna Tătăruș și ăsta fiind primul proiect de mari dimensiuni din comuna Ișeană. Proiectul a fost încheiat cu firma, o cunoașteți, este din Târgu Frumos, Echisam se numește, aparține unui om de afaceri cunoscut la Târgu Frumos, se numește Echimov, reprezentând 10% din drumurile din comuna Tătăruș. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de lei, finanțarea venind din partea guvernului. Cu toate că termenul de finalizare este de 6 luni, lucrarea va fi finalizată în funcție de bani, așa aceștia veniți, bineînțeles, de la guvern, pentru începutul fiind transferat sau pentru început fiind deja transferată suma de 1,6 milioane de lei.
Bun, pentru viitor, primarul de acolo, Costel Iosub, are în vedere un proiect ce prevede alimentarea cu apă în comuna Tătărâș, pentru care urmează faza de licitație. Și pentru că am ajuns din nou la știrea cu Ialoveniu, o găsiți pe site și o găsiți și în format video. Sărbătoare mare în Ialoveni, orașul de peste Prut, înfrățit cu Pașcani, aveți aici toate detaliile, eu vi l-am prezentat ieri, ați văzut și o să vedeți în continuare parcursul săptămânii ceea ce s-a întâmplat la Ialoveni și v-am spus că mai avem muncă, vreo 2-3 surprize pentru dumneavoastră, nu vă spun încă nimic din ce vom aduce, o să lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți cu timpul. Da, apropo de timp, timpul se numește și ziarul pe care l-am în mână în momentul acesta, vine din Chișinău și este un ziar mult mai bun față de cel pe care l-am prezentat ieri. Am găsit multe teme deosebite. De exemplu, pe prima pagină ne prezintă cei de la Timpul Tighina, orașul celor 33 de cruci românești și al umbrelor comuniste. Foarte pe scurt, sunt câteva localități în Republica Moldova în care istoria a lăsat urme vizibile. Dintre toate acestea, probabil Tighina, Bender, este probabil singura care a cunoscut soarta unei localități de la hotarul imperiilor. Aflat pe malul drept al Nistrului, pe teritoriul secular al Moldovei, orașul poartă totuși din ce în ce mai puține trăsături românești. Actualii stăpâni încearcă să modifice o altă sau să inoculeze o altă memorie istorică. Pagina 16 din acest ziar ne spune mai multe detalii. Până una alta, este un ziar care văd că trage către România, pe când celălalt de ieri mai degrabă nu. În pagina 3 este un articol, se numește în felul următor, chiar am să vă și arăt, iată, rușii sfidează Republica Moldova, își bat joc de cum vreți dumneavoastră să-l numiți. Defăimează rușii Republica Moldova. Compania de consultanță din Federația Rusă, FBK, a realizat un top în care Republica Moldova a ocupat locul 3 de la urmă din 51 de state privind mărimea salariului minim în 2011. Potrivit acestui top, în Republica Moldova, valoarea salariului constituit $87,6 pe lună. Așadar, Republica Moldova face parte din categoria țărilor foarte sărace și asta s-a demonstrat de foarte multe ori mai în toate topurile care au apărut de genul acesta la nivel european și chiar la nivel mondial. Tot timpul moldovenii erau pe la coadă dacă e să vorbim de salar. Și v-am spus, sunt mai multe lucruri, imediat o să mai găsesc un articol, nu am reținut pagina, nu mi-am bătut capul să țin minte pe de rost. Bugetul public național pentru 2013, mai puțin bani pentru educație, mai mulți pentru justiție și sănătate. Iată cum au pus problema liderii de la Chișinău pentru anul viitor, renunță la educație practic și bagă bani în justiție și în sănătate. Da, și sunt aici transferurile de la bugetul de stat, la bugetele raionale, la bugetele municipale Chișinău și Bălți și de la bugetul central al unităților teritoriale autonome, Găgăuzia, cum se mai numește la ei. Probabil că ați auzit despre acest lucru. Parlamentul a aprobat săptămâna trecută, 18 noiembrie, după câteva ore de dezbatere, proiectul bugetului pentru anul 2013 în două lecturi. Documentul a fost criticat dur de opoziție, dar a fost adoptat cu votul deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană. Și sunt aici absolut toate sumele prezentate. Să știți că orașul înfrățit cu noi, Ialoveniu, stă destul de bine la bani primiți ca și transfer de la bugetul de stat. Are 154.249 de lei moldovenești. Atenție, nu vă gândiți la bani românești. Bine, sunt în continuare mai multe teme. Văd că timpul ne mai permite. Vă spuneam, în pagina 16 ne vorbesc despre Tighina. Iar un lucru curios, ei prezintă pe acest om. Este omul care le mătură străzile. Iată, ei s-au gândit să facă un reportaj cu el, ceea ce este deosebit, dacă e să mă întrebați pe mine. Nu știu, la noi nu cred că s-a gândit nimeni să meargă să vorbească cu omul care mătură străzile. Spune Nicolae Roibu, cel care a scris acest articol, că îl văd aproape în fiecare dimineață, face curățenie în zona centrală a orașului, inclusiv pe strada noastră, care se numește Șciusev, unde se află redacția Timpul.
Este preocupat de filozofie, religie și scrie versuri. Nu-l lasă mătura din mână și discută cu trecătorii. Cu toate că încă tânăr, mă rog, zice el, are 41 de ani, discută cu un bătrân înțelept despre filozofie, despre rostul vieții. Alte ori își demonstrează simțul umorului și între timp mai trage o mătură pe stradă. Da, v-am spus, sunt lucruri deosebite. Aș recomanda, sincer, acest ziar Timpul pentru românii care au rude în Republica Moldova, care sunt curioși de ceea ce se întâmplă acolo sau despre cei care, sau tinerii care sunt veniți în Pașcani și studiază în Pașcani și sunt veniți din Republica Moldova. Timpul este un ziar bun, dacă e să ne luăm după ceea ce am mai întâlnit. Ok, revenim la oile noastre înainte de pauza publicitară. Ajungem din nou la Spitalul Municipal Pașcani, unde aflăm că vor fi făcute modernizări și vor fi noi dotări. De curând, Spitalul Municipal beneficiază de o secție de prosectură modernizată. Această modernizare s-a făcut prin respectarea tuturor normelor legale. Astfel, în secție au fost modernizate încăperile pentru depozitarea materialelor prelevate, un spațiu pentru agregate frigorifice, o sală principală cu mese pentru toaletare și igienizarea cadavrelor și, eventual, efectuarea necropsiei. Au mai fost construite multe lucruri pe acolo, după care conducerea spitalului dorește să achiziționeze și alte materiale, și anume 20 de tărci, cărucioare, cadre metalice pentru persoane care se deplasează mai greu, dar și paravane despărțitoare și suporturi de perfuzii. Deja în spital sunt în probă mostre ale ofertanților și urmează ca în perioada imediat următoare să decidă de la ce firmă vor fi achiziționate. Valorile nu sunt mici deloc. De exemplu, pentru o targă, spitalul va plăti 1500 de ron pe bucată, pentru un căricior 800 de ron pe bucată, iar un cadru metalic are prețul de 400 de ron. Ok, ne oprim aici cu prima parte a emisiunii. Revenind publicitate, aducem mai multe știri pășcănene și județene, chiar și naționale. Venim și câteva lucruri amuzante și, bineînțeles, personalitățile zilei de astăzi. Rămâneți cu noi! Cosarom. Savurează diferența. Călătorește cu avionul la preț redus. Bilete de avion cu orice companie către orice destinație. Rezervări prin biroul de turism Pașcani, hotel central, lângă recepție. Tâmplăria PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Autotranscom. Definiția unui service auto complex. La Autotranscom, service multimarcă autorizat RAR, beneficiază de servicii de mecanică, diagnoză, electricitate, ITP și vulcanizare pentru autoturisme și camioane. În plus, deținem depozit central de anvelope. Atenție! Schimbul de ulei și plăcuțe de frână se face gratuit dacă le achiziționați de la noi. Aveți încredere în personalul calificat de la Autotranscom și cu siguranță veți avea parte de lucrări de calitate. Autotranscom. La ieșire din Pașcani spre Suceava pe partea stângă. Telefon 0720 050 640. Autotranscom. Din respect pentru oameni și mașini.
Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Body copii, diverse modele și mărimi cu prețuri începând de la numai 7 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Toamna asta e bogată în oferte la Lorimer. Vino în luna octombrie în magazinele Lorimer și profită de cele mai bune oferte. Arit curcan la noul preț de 9,99 de lei. Bere Bex, doză de 0,5 litri la noul preț de 2,29 de lei. Și săpun lichid Ibi, 5 litri, măsline și liliac la numai 6,99 de lei. Lorimer, comod și ieftin aproape de casa ta. Da, am revenit la pixelul albastru. Cei de la Gândul ne anunță că uraganul Sandy, probabil că ați auzit despre el în ultima perioadă, Frankenstorm, cum mai este numit, închide marile orașe de pe coasta de est a Statelor Unite. Sandy a făcut 13 victime și sunt tot felul de imagini din New York sub apă și corespondență foto-video de acolo. Nu arată deloc de bine acest uragan Sandy, care va șterge în continuare coasta de est a Statelor Unite, după cum se observă și pe această imagine centrală. Nu e chiar un lucru grozav. Bine, Statele Unite și coasta de est, ei sunt obișnuiți cu astfel de fenomene. Nu ar fi pentru prima oară când se întâlnesc cu un uragan. E o zonă în care aceste fenomene meteo au dezvoltare, au cum să se dezvolte, dat fiind și zona călduroasă de acolo. Practic se dezvoltă acest curent de aer, acest ciclon se dezvoltă pe apă, după care ajunge, găsește aer mai cald în zona costieră și se dezvoltă aceste fenomene. Bine, sunt mai multe procese, eu v-am spus foarte pe scurt cum ar fi o dezvoltare foarte simplă a unui uragan. Bine, un subiect amuzant este tot pe Gândul, undeva mai jos, aflăm faptul că cei care vor candida din partea lui Dan Diaconescu sunt puși să semneze un contract. Dacă pleacă din partid, trebuie să plătească 2 milioane de euro. Nu sunt bani puțini. Adică, domnule, vii în partid la noi, dacă ai ajuns aici, treaba bună, și când ai ajuns, dacă te gândești cumva să pleci, trebuie să scoți 2 milioane de euro din buzunar. Da, mi se pare o mizerie și o mare prostie, dar fiecare face ce vrea la partidul dumnealui. Bun. Cei de la Cațavencii nu au ce face de dimineață și se amuză pe seama, în prima fază, a lui Cristi Borcea. Momente esențiale din viața lui Cristi Borcea, scriu cei de la Cațavencii.ro, și spun că în 1775 este prima atestare documentară a cocalarelor pe teritoriul țării românești. Fără niciun fel de legătură, trec mai departe, în 1970 se naște Cristi Borcea. 1971 urmează sute de nopți nedormite pentru părinții lui Cristi Borcea, pentru că acesta obișnuiește să se trezească din senin și să plângă după șaorma. În 1977 Cristi Borcea începe să meargă la școală, cu greu găsește o uniformă care să-i se potrivească cu ciocatele sale. 1979, temperament vulcanic, începe să danseze ca Shakira prin curtea școlii. Fine, în 1980 are tot felul de replici, cum este cea cu lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League. În prima fază, această replică a fost lăsați-mă să mă pregătesc pentru corigențele de toamnă. Da, sărim mai departe în viitorul acestui om. În 1995, afacerea cu butelii cunoaște un succes răsunător, după ce își dă seama că mai bine dă buteliile pe bani decât pe șaorma. Iar în anul 2011, Borcea e tărât într-un scandal mediatic de-a dreptul penibil, după ce un tabloid scrie că Adidas și pe care i-a purtat la nuntă nu erau originali. Dați seama ce tragedie
pentru acest om. Bun, sunt puși pe șoti în continuare cei de la Cațavenci și mai au o chestie amuzantă pe care vă prezint. Un meșteșugar din Ferentari și-a deschis un atelier de tâlhărie. Un bărbat din Ferentari care practică vechiul meșteșug al tâlhăritului și-a deschis un atelier unde execută de dimineață până seara comenzile amatorilor de tâlhărit sau ale tâlhăriei. Dacă aveți nevoie de o tâlhărie și nu știți pe nimeni care lucrează în branșă, el este omul vostru, mai scriu cei de la Cațavencu. Tariful pe care îl practică depinde, de obicei cere toți banii pe care îi aveți la dumneavoastră și telefonul mobil, dar și pentru femei prețurile sunt ceva mai piperate. Meșteșugarul le pretinde acestora și lănțeșorul de la gât. Da, aveți și o mică istorie, spune el, că a învățat să tâlhărească din tată în fiu, din bunic în străbunic și tot așa. Bun, asta este și cu partea amuzantă, partea fictivă pe care cei de la Cațavencu și-o imaginează. Un tânăr a ajuns la spital după ce a încercat să-și agreseze tatăl, un lucru mai puțin frumos. 18 ani are tânărul pășcănean care a sărit la bătaie după ce a băut bine, probabil arătul de tatăl său. Acesta în apărare a reușit să-l lovească cu o sticlă în cap, iar tânărul nostru a ajuns de urgență la spitalul municipal din Pașcani. Atenție la incendii, în acest weekend două incendii destul de mari, dintre care unul în satul Buda, comuna Lespez, în care practic o familie a rămas fără casă, familia era plecată la muncă în străinătate și din păcate vecinul care a fost lăsat să aibă grijă de casă a avut grijă de toți banii, că a luat foc casa și n-a rămas mai nimic din această locație. Un alt incendiu a avut loc la Todirești, unde a luat foc un depozit de furaje, în jur de 2 tone de fân și 500 de kilograme de cocin de porumb a pierdut omul respectiv datorită neatenției. La cel cu casa, cauza probabilă pe care o dau pompierii, bine, este probabilă ca vremea, vă dați seama, nu pot să știe sigur, este folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul. Bun, o altă știre mai puțin frumoasă. Fost administrator de servis găsit decedat într-un autoturism sau în autoturism, locuitorii comunei Hălăucești au fost șocați de vestea că în dimineața zilei de 26 octombrie a fost găsit decedat concetățeanul lor, Piteruța Andrei, în vârstă de 56 de ani. Acesta a fost găsit decedat în autoturism în proprietate personală pe o stradă din apropierea locuinței din Hălăucești de către un trecător care a alertat poliția. Mă rog, anchetatorii s-au deplasat și au încercat să își dea seama. În prima fază eu am înțeles că este vorba de un infarct. Da, programul activităților culturale educative municipiul Pașcani perioada 15 noiembrie 31 decembrie până 15 noiembrie 15 decembrie linguri, lingurai și polonice, expoziție itinerantă realizată în colaborare cu Muzeul Iași, Muzeul Roman, Muzeul Bacău și mai multe muzee. Și mă rog, se întâmplă toată treaba asta la Biblioteca Municipală Pașcani, responsabil este Dana Calistru. Veste minunată pe 25 noiembrie, conferințe pe teme religioase, pe 29 noiembrie, expoziții de mănci și obiecte sculptate din lemn, pe 8 decembrie, concert de colinde, pe 16 decembrie, mă rog, tot festival de colinde, dacă vreți, pe 16 decembrie, tradiții și obiceiuri moldovenești de iarnă și, mă rog, acesta cuprinde mai multe lucruri. Pe 30 decembrie, festivalul de datin și obiceiuri de iarnă, după cum v-ați obișnuit deja. Dacă vor mai apărea schimbări, noi le vom prezenta cu siguranță. Da, e bine, vă spuneam, revin la presa noastră națională, presa, frumoasa presă, dacă vreți, națională, și sărim de la domnul Dan Diaconescu, care vă spuneam le cere celor din ce se înscriu în partidul său 2 milioane de euro, sărim la Cristian Tudor Popescu, care scrie despre Sfânta Doime și acum o să aveți curiozitatea și o să treceți prin acest articol. Veți vedea
un scenariu, dacă nu neapărat un scenariu, cât o descriere a ultimelor filme românești apărute. După cum bine știți, Cristian Dorpuiescu este și critic de film. El face absolut de toate, este un fel de Chuck Norris. El se bagă la toate, le știe pe toate și se descurcă. Vorbește și despre Două dealuri, După dealuri, mă scuzați, se numește filmul lui Cristian Mungiu, un film în prag sau în rang de istoria cinematografiei românești, pe care o promovează eficientă lume, dar pentru că înainte de a fi critic de cinema sau jurnalist, spune Cristian Torpopescu, am fost și rămân cinefil, care spune că așteaptă cu mare interes un film nu făcut, dar născut din sufletul cinematografic al lui Cristian Mungiu. Sunt, am spus, o serie de filme bunișoare apărute românești în ultima perioadă. Ok, bun, o să ne uităm și la evenimentele zilei de astăzi. Suntem în data de 30 octombrie. Dacă e să mergem în 1270, așa spun documentele, ca început cea de-a 8-a cruciadă. În 1485, Henry Tudor a fost încoronat ca Henric al VII-lea al Angliei. În 1724 a început construcția bisericii Stavropoleos din București, între cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă. În 1837 a apărut jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul țării românești. Și mai sunt o serie de evenimente, cum ar fi în 1938 s-a difuzat radiofonic în New Jersey Războiul Lumilor, o preluare a romanului lui H.G. Wells de către Orson Welles, care a stârnit panică în rândul a mii de oameni care chiar au crezut că Statele Unite au fost invadate de marțieni. În 1922 Benito Mussolini devine prim-ministru al Italiei, iar în 1990 canalul Mânecii ce leagă Marea Britanie de Europa a fost deschis traficului. Dacă nu-l știți pe băiatul acesta din imagine, vă spun eu cine este. Se numește Diego Armando Maradona și este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care lumea i-a dat vreodată, argentinian, născut la Buenos Aires, fost fotbalist argentinian, actual antrenor, o fire impulsivă, o fire explozivă, a jucat pe postul de mijlocaș ofensiv. Născut astăzi Theodor Wolfgang Hansch, un fizician german laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 2005, împreună cu Lewis Hall pentru contribuția aduse la dezvoltarea spectroscopiei de mare proiecție pe bază de laser, inclusiv pentru tehnica pieptenele optic. O altă personalitate născută astăzi, Duiliu Zanfirescu, născut pe 30 octombrie la Plăinești, azi Dumbrăveni, județul Vrancea. A fost scriitor român, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române. Bun, dacă să ne uităm în calendarul ortodox, Sfântul Mucenic Zenovie, episcopul și sora sa Zenovia. Punem punct pixelului pe astăzi, ne revedem mâine cu mai multe știri, aducem din nou și câteva informații din știrile de peste Prut. Venim și cu presa pășcăneană și presa județeană, chiar și presa națională. Toate bune până atunci!